Salut și bine v-am găsit la un nou episod din Team Simulator. Am văzut că v-a plăcut episodul trecut așa, dar astăzi hai să continuăm, o să dăm play, o să dăm beginner și o să continuăm cu episodul 4 parcă. Și înainte să începe, băieți, nu uitați să apăsați butonul de like și de subscribe și noi ne vedem data viitoare. Parcă aici am rămas data trecută, trebuia să ducem bănuții, să ducem ce am furat din episodul trecut. Hai că le punem aici, luăm bănuții frumos. Bun, și am terminat, mai am un ceas. Și am terminat și această misiune. Next, și mergem la, mergem la 5. De acum probabil o să fie mai greu nivelele, o să devină mai grele pentru că ați văzut în episodul trecut ne-a pus să deblocăm o ușă, era încuiată, trebuia să folosim niște chestii ca să o deschidem. Așa că hai să mergem la nivelul 5, de unde am rămas, mi se pare, data trecută. Și hai să mergem. De fapt nu am rămas de la nivelul... De fapt am făcut nivelul 4 și apoi am rămas aici la nivelul 5, am și uitat ce am făcut. Mă rog, hai să mergem, avem 30.000, cum vedeți. Și mergem să jefuim următoarea casă, băieți. Și, bă, dacă ți-a ajuns până aici de episod, vreau să... Nu uitați să dați și voi like, să facem și noi, nu știu, peste 10 like-uri la acest episod. Bun, am ajuns... la această casă. Stați puțin să-mi pun și ăsta aici. Și vedeți că ăștia văd ca o piscină aici. Faza e că tot așa, ca să-mi apară mâna aia. Bun, aici avem un loc pic. Ce trebuie să facem este să trage de șurubelnițe în stânga, iar de acea chestie în dreapta. Bun, băieți, hai să mergem să furăm chestii. Adică ce obiectiv avem noi de furat. Ce ne arată jocul să furăm. Bine, nu știu dacă se duce acel timp, nu știu ce se întâmplă neapărat. Nu știu dacă pierzi neapărat. Probabil vine poliția și te prinde. Opa, încă o ușă care trebuie deschisă. Bun, am deschis-o. Avem și chitara de furat. Bun, ce mai avem pe aici? Portofel. Nu știu cine naiba așa lăsa portofelul acasă. Dar, mă rog, acest tip aparent își lasă portofelul. Ce avem aici? Un ceas, cred. Mă rog, hai să ne grăbim pentru că mai avem 7 minute. Și mai avem lucruri de furat. Stați puțin să dau jocul aici, că probabil vă deranjează. Bun, am terminat și aici, mai avem aici bucătărie. Să furăm niște chestii. Bun, avem aici un laptop și mai avem, trebuie să mergem la etaj, cum mai avem, cred că două lucruri la etaj. Bun, băieții, am revenit. Hai să mergem la etaj să furăm ultimele chestii. Mamă, ăștia au și masă de biliard aici în casă și mai avem un singur lucru de furat și am terminat și acest nivel. Mergem la nivelul 6, unde, bineînțeles, că trebuie să mergem să vindem aceste iteme. Bun, nivelul 6. Probabil e așa, te duci odată, furi, așa e. Te duci, furi, te duci și furi, după aia te duci și vinzi. Ca să iei banii, foarte șmecher.
Bun, punem aici tot ce am furat și aparent ne dă bani. Stați un pic, așa băieți. Pare rău că pun așa de pauză, dar am băut și eu niște apă și de-aia. Bun, și am terminat și acest nivel. Next, mergem la nivelul 7. Unde o să fie ceva mai greu probabil. Deci noi până acum jucăm pe beginner, adică adică jucăm să fie cum ar fi ușor, să fie nivelele ușoare. Dar când o să jucăm pe extrem s-ar putea să ne întâlnim și cu oameni din casă sau chestii de astea. Mă rog, o să, dacă mai este, dacă eu poate încercăm un nivel din beginner. Vreau să zic de pe modul ăla extrem sau cum scria, gen mult mai greu decât ăsta. Bun. Și vedeți și voi că fiecare casă este diferită. Asta s-ar putea să nu fie diferită. Dar mă rog. Bun, de data asta avem doar 5 minute, vedeți, să furăm toate itemele astea. Ce am aici? Așa. Sunt foarte multe iteme sus. Dar mai este să scap de astea de jos. Da, să cred că e... Da, asta e prima casă, nu știu ce se repetă. Bun, am scăpat aici? Mai am acolo ceva. Dar nu pot să trec abada. O, telefon. Știți care e faza? La nivelul acesta vedeți că avem doar 5 minute, gen. Și avem mult mai multe obiecte. Tata așa că nu știu unde e, unde sunt treptele, bun. La nivelul ăsta ai doar 5 minute să fur toate chestiile din casă. La alte nivele ai 6-8 minute. Oricum, ca să deschizi joc, să deschizi uși pe jocul ăsta e foarte ușor. Bun. Mai avem partea cealaltă. Ok, furăm și o vază. Și mai avem aici un de-asta. Și ce mai avem? Mai avem ceva. Un telefon și un PS. Bun, băieți, următorul nivel, nivelul 8. Și da, am uitat să vă spun, cu programul care o să-l filmez este așa, din două zile sau două, trei zile o să filmez câte un episod, dar o să filmez două episoade într-o zi, filmez și eu mai rar, adică pun azi episod, mai pun peste două, trei zile. Dacă vreți să, nu știu, poate o să postez și mai des, dar nici nu prea am timp și na, de asta postez mai rar așa, peste 2-3 zile. Sper că nu este vreo problemă așa. Bun, hai să vindem toate astea, luăm banii. Hai să, am zis că dau sonorul în ce și tot are, l-am dat. Bun, am trecut și de nivelul ăsta, mergem la nivelul 9. Hai să vedem nivelul 9 cum este. Argue, I'm not in the pool, so I'm in bint. Ok, ok, nu știu exact, cu engleza mai, sunt cu engleza, sunt praf. Așa că nu prea știu ce a spus. Probabil fiind, aolo, ce-am făcut, mă? Fiind ultimul nivel, pentru că al 10-lea nivel
Vinzi itemele, s-ar putea să fie greu. Probabil a spus că aoleu, mergem la bancă și a zis că trebuie să, cred că a zis că trebuie să avem mare grijă. Mergem la bancă să jefui baca. Și de acum nu prea se îngrașă, se cam groașă gluma, pentru că avem și niște paznici. Da, oare zic ceva spaznici că sunt aici? Eu nici nu știu unde trebuie să ajung, dar mă rog. Niciun caz pe aici. Da, nu. What? M-a prins poliția, am crezut că... m-a prins poliția, deci aparent, da. Bine, e și logic, adică... Ce să caut la noaptea pe la 12 noaptea în bancă, adică nu prea are nicio logică, normal că e, deci nivelul ăsta o să fie mult mai greu, băieți, exact cum mi-am imaginat, pentru că avem și polițiști acum care păzesc banca și dacă te vede imediat te prinde, dar oare poți să-i omor sau poți să-i faci ceva, nu cred. Pentru că ați văzut, eu mai am o rangă la mine. Bun, o să mai încercăm o dată, s-ar putea să nu trecem nici din prima, nici din a doua, pentru că, cum am spus, fiind ultimul nivel, este foarte greu. Deja mergem să jefuim banca, de la casă mergem la, direct la bancă. Fiți atenți, băieți, nu o să intru în bancă, pentru că el nu o să zică nimic. Vedeți că se plimbă. What? No, deci chiar nu înțeleg ce trebuie să faci nivelul ăsta. O să dau restart. Da, chiar nu înțeleg ce să faci. Adică acum nu, probabil nu trebuie să alergi că te aude. Probabil. Dar nu știu exact. Chiar nu știu ce trebuie să fac în nivelul ăsta. Când spune să să mă duc acolo, să deschid ușa și după aia tot acolo mai apare punctul. Oare trebuie să deschid dușa și să plec? Chiar nu înțeleg. Ok, trebuie să mă duc acolo. Am înțeles. M-a prins poliția și nici măcar n-am intrat în bancă. O să dăm exit-ul meniu, băieți. Chiar nu înțeleg cum se face această misiune. O să dau exit-ul meniu și o să intrăm un pic să vedem un level de la extrem. Chiar nu înțeleg, frate, ați văzut. Stau la ușă, tot când mă vede polițistul, gata, vine poliția. Deci nu știu cum se trece acest nivel. Probabil trebuie să las să te... Nici nu trebuie să alergi. Dar eu cred că cel mai probabil trebuie să-l omori pe... Să omor polițistul, că altfel n-ai cum să treci niciodată. Mă rog, hai să dăm un play și o să dăm la expert. Și o să dăm primul nivel, să vedem cum e, doar așa de test. O să jucăm primul nivel...
O să jucăm doar așa de test ultimul nivel. Da, băieți, nu știu exact, văd că e același lucru, gen sunt aceleași case. Da, știu, m-a prins poliția cam și fără să fac nimic, mă rog. Băieți, cred că aici o să chem și noi episodul, am vrut să fac cum e pe expert, dar e același lucru, e aceeași casă și... Trebuie să furi obiectele alea, mă gândeam că e cineva în casă sau ceva. Da, cred că cam aici o să se încheie această serie din Tip Simulator, dacă putem să o numim. Poate ultimul episod cu banca o să-l fac eu off-camera, adică chiar nu știu cum se trece. Dacă este să reușesc cum să trece acel nivel, poate o să fac un episod. Dar noi aici probabil o să încheiem această serie de Tip Simulator. Cam acesta a fost jocul. Sper că v-a plăcut, dacă v-a plăcut nu uitați să apăsați butonul și de like și ne scuzeți subscribe și ne vedem data viitoare, pa, pa!